Salut la toată lumea și bun venit pe Minecraft. Eu sunt Casper ca de obicei și... Ba nu, stai, am găsit intro. Deci, salut la toată lumea și bun venit pe Minecraft. Eu sunt Casper și astăzi vă prezint episodul cu numărul 48 din Let's Play Survival. He, așa mai merge, Casper, nu? Bun. Bun, deci, astăzi o să fie un episod mai special. Cred că ați văzut. Să fac așa, în așa fel încât să derivez cu sancțietate până ajung la locul de veci. Stați o secundă. Așa, deci 3, 2, 1, tada! Am terminat biserica. Tavanul. Nu mă întrebați, vă rog eu, nu mă întrebați cum a fost să fac atâta lemn. Deci nu mă întrebați. Ideea principală a fost că am avut foarte mare noroc că n-am pierdut sapling-uri de copac de ăsta, de brad, și interiorul arată cam așa. Da, și mie îmi place foarte mult. A ieșit chiar prea bine și mie... Eu nu sunt mândru de ce a ieșit. Am niște torțe la mine? Am. Și... Da, stați o secundă. Așa, și am zis că o să fie un episod special azi, deoarece astăzi o să fac o mică schimbare, o mică traiectorie, o mică deviere de la partea substantivală a acestui let's play. Mai ceva pe aici? Ne, le las acolo. Și ce o să fac astăzi o să fie în felul următor. M-am gândit foarte mult să merg în altă parte a hărții, nu departe, sincer nu vreau foarte departe, și m-am decis să o iau înspre Taj Mahal încolo, pentru că unde e soarele? Est, vest, sud, nord, deci eu am spre nord. Înțelegeți? Am vrut să o iau înspre nord de la bun început. Eu am luat-o spre nord, am folosit chestia cu nordul. Bug. Ok. Chestia cu nordul e destul de ciudată într-un fel sau altul. De ce? Pentru că eu spawnul original îl aveam pe undeva pe aici. Unde e construită toată structura asta. Deci pe aici a fost primele episoade, cam de la episodul 10 sau 11 am început pe harta asta. Și aici era numai junglă. Deci, copaci de junglă, pe cum vedeți de acolo, aici era numai junglă, junglă, junglă și am defrișat, am muncit, am făcut nivelări, etc. Și prima oară mi-a făcut casa acolo, pe cum știți. Dar eu tot timpul am mers spre nord, asta vreau să spun. Mă ajută chestia asta cu nordul și de data asta am pus timer. Da, nu vreau să mă lungesc iară de nebunesc. Și am zis și din episodul următor intro-ul și logo-ul nu o să le mai folosesc, intro și logo-ul pe care le-am folosit până acum, pentru că m-am gândit să fac o mică schimbare. Și da, imediat o să vedeți ce vreau să zic prin deviere. Ok, o să mai întrebuiască, deci iau tot ce maximul de ce trebuie. Ok, mâncare chiar nu-mi trebuie. De fapt, o să iau. Torțe avem. O să folosesc fier. Nu așa mult. Și două blocuri de diamond. O să-mi trebuiască cam așa. Cam așa. Cam așa. Lemn. Iau direct lemn de ăsta. Ce altceva mai trebuie? Să uităm pe aici. Oh, da. Noua armură pe care am pregătit-o. Am făcut-o. M-am chinuit pe acolo să o fac. 1, 2, 3, 4.
Cretenaș. Tai, prietenaș. Așa, prietenaș. Astea vechi le punem. Așa. Așa. Deci armura nouă e gata. Pe aici. Bucket de lava poate o să mă ajute. Nu se știe cu ce. Un stack de coal. Sau două stack-uri. Ce altceva? Uite chesturile astea. Cred că o să mă ajute. Și în rest o să fac rost pe moment. Deci, o să ne luăm la revedere de bucata asta de hartă. Deci, din partea asta, zona asta unde am muncit, atât. A, uitat și cum se vede de sus. Biserica noastră. O să ne luăm la revedere timp de 10 episoade. Ești la episodul 58 din Let's Play, o să ne reîntoarcem aici ca să facem total alte chestii, construcții și etc. Și zece episoade o să stăm în partea aia. Deci mergem încolo. Așa că, știu ce mai trebuie, dar nu știu dacă o să am loc. N-am la ce să renunț. N-am ce să fac. Pardon. Ce faci aici? Credeam că e un rest întorci. Dar nu e. Bun. XP n-avem nevoie momentan. Ok. Și trebuie să-mi fac în așa fel încât să nu uit pe unde o iau. Deci trebuie să fac, nu știu, niște semne. De fapt, o merg așa drept înainte de unde e Taj Mahalul. Stați puțin. Stați. Ok, să zicem că de aici merg așa drept înainte. Și când ajung, nu știu, într-un loc unde îmi convine, o să fac acolo o, nu știu, o săgeată din piatră. Să-mi arăt locația unde e Taj Mahalul și unde e restul locurilor. Bun, hai să vedem. În pădurea cu adune era o casă cu 3 pitici. Vine la păza și spune: Dână, dână, sunt aici. Pu-pu-pu, dână, dână, sunt aici. Am înnebunit. Căina! Un loc misterios ca acesta, unde Casper Fupu nu știe cum să supraviețuiască. Are la el aproximativ un stec. Ce-a fost asta? O găină. Stai liniștiți. Nu este un animal feroce. Vreau să avem grijă pentru că este rău! După cum ziceam, Casper are provizii de hrană pentru mult timp. Aproximativ un stec de pâine. Felul ăsta o să poată să reziste în sălbăticia asta, unde este urât, foarte urât. Trebuie să aibă grijă de sănătatea lui prin cu aspargadin. Acum și la pilule. Amuzant. Bun. N-am dat-o. It is here. O mină de-aia de nebunie. Hai să-mi amintesc pe aici. Și trebuie să o țin așa. Ok. Pe insula asta aici aș vrea. Ok. Aș vrea și o zonă cu munte, nu știu, îmi doresc eu așa să fie și ceva munte. Adică ar fi câteva construcții și mai uite pe acolo e un deluș și urma mai mare. Ar fi niște construcții geniale cu munte. Cu munte cred că ar fi super să construiești ceva. Dar nu știu ce. Ia să mă sui mai sus să vizualizez și eu ce fac. Munte. Oh, munte, am găsit munte. Nu, acum zice. Ce munte șmecher. Hai mă că arate bine. Dacă vă întrebați cum fac asta,
E de la modul Optifine. Ce e acolo? S-a făcut să mișca ceva. Păi bine. O să fac așa. Nu custom că e prea valoros. Varolos. Varolos. Valoros. Mă, valoros. Hai mă, Chespa, nu știu cum. Nu știu cum vorbales romales. Ce dracu? Pa 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 pa. Nu e niciun loc aici. Pu 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 pu. Nu e niciun pitic aici. Vine pe pălă și spune: Haolo, mâncați-aș gură, că se face noapte și n-am la pat. Și trebuie să găsesc o oaie. Și mă omor. Că nu mi-am găsit pat. E, măcar suntem pregătiți. Avem armură, avem tot ce trebuie, dar suntem pe peaceful. Pentru că asta seara o să construim ceva. Și mie îmi place zona asta, deci sincer, chiar îmi place aici. Aici o să ne cazăm. Dar, mai întâi, să mă gândesc. Ce? Luminiță! Casper, dacă vezi lumină, știi ce înseamnă? E lava. Da, unde e lava? Nu, sincer, unde e lava? Nu, acum, sincer, de ce e lumina aici dacă nu-i lavă? Afară e noapte, da? Ok, deci, afară e noapte. După cum vedeți, e noapte. Și iar aici este lumina. Iar dacă tragem puțin cu ochiul, după cum vedeți, nu este lavă. Care lava emană lumină. Și am făcut noapte. For fuck's sake, glitch-uri. Glitch-uri de lumină. Peste tot numai glitch-uri de lumină. Nu le suport. Glitch-uri de lumină. Sunt urâte. Deci nici n-am mers prea mult, dar totuși cred că aici e un loc unde nu s-a generat încă harta. Și îmi place mult culoarea asta de dirt, adică biome-ul ăsta. Luminiță din nou! Chiar îmi place. Câteva designuri. Luminiță! Câteva designuri frumoase pe aici. Arată chiar bine locația în care am ales-o. Întâi o să încep cu defrișarea pe aici, că nu-mi place. Să-mi fac o casă provizorie și să începem să sculptăm în pământ, cum zic eu tot timpul, să sculptez în loc să nivelez. Mie îmi place să sculptez în pământ. Hai să spargem iarba asta, pentru că iarba e pentru ratați și noi nu suntem ratați. Noi suntem cei mai tari jucători de Minecraft. Morgăină! N-ai căcatul nou? Asta e viața. Ei, nu șa. Scoate un sunet sau mori. Hai. Așa. Că nu șa, scoate un sunet sau mori. Du-te, dracu. Că a fost toaie. A fost vaca. N-a fost, n-ai fost. Găurică. Gaură cu apă. A, credeam că e cablă. Ce căcat. Mă, chiar îmi place locul ăsta, sincer. Trebuie să-mi iau modul ăla cu când cad copaci, dar am acoperișuri făcute din lemn, așa că mai bine tai eu decât să taie modul ăla tot acoperișul. Nu, no, acum sincer. Ok, am o idee. Hai să pun preventiv chesturi aici jos, ca să pot să mă mișc cum trebuie. Să pun tot ce nu am nevoie. Adică tot ce am aici. Mâncare. Torțe. O să las torțe. O să-mi iau și mâncare. O să pun asta aici. Săgețile sunt nevoie de ele. Ok. Perfect. O torță ca să vizualizăm mai cu o claritate mult mai mare. L-am dărâmat. Găină! Plac găinile! Dar de ce le omor? Că ar trebui să fac o fermă de animale dacă tot sunt aici.
În fine, luminăm locul ăsta dacă tot. Aici o să ne fie mica căsuță pentru o mică vreme. Trebuie să facem, bine, mica stațiune de vacanță. Să o numim mai ușor. Nu-mi place locul ăsta. De fapt, nu prea-mi plac copaci. Sunt urâți. În primul rând. Și în al doilea rând, fac foarte mult... Nu cu asta. Fac foarte mult, uite, de-astea ierbe pe jos și când face ierbe pe... Uuuu, măre! Mănâncă! Mănâncă moru! Mănâncă moru! Hai, se ducă din energie. Nu știu ce energie. Nu are nimic. Unde am văzut ce bucată e de lemn? Nu știu. Hai să săpăm. Ok. Facem rost de lemne. Mai simplu dată nici că se putea. Hai să mai facem lumină. Oh, da, am uitat. Am pus săgeata în copac. Și o trebuiască să trebuie... Eu o să fiu nevoit să... Dar în copacul. Nu-i nicio alertă. Am văzut din mine deja vu când am sărit pe copacul ăsta. Ah, da, pe aici am venit. Mai uită oamenile. Mă, să iau niște cobblestone. Da, sunt tare. Hai să ne grăbim să luăm niște cobblestone. Pentru că vreau să facem săgeata aia cât mai vizibilă și cât mai... bine posibil. Sunt obișnuit să dau cu pickaxe un lemn. Aoleu. Trebuie să pun niște torțe acolo. Și o să fac așa. Haide! Așa! Haide! Așa! Haide! Haide! Așa! Gata! Așa! Ai văzut! Ca se poate! Mamă-s distrugătorul de... de copaci! Și mai zice lumea că nu țin cu mediu. Ceac testa. Ar trebui să mai cadă bucățele de chestii pe jos. Adică, uite, iarbă de asta. Aici trebuie să iau un bachet cu apă și să fac cu mâna liberă. Cu mâna liberă mi se pare mai simplu. Multe floricele pe aici. Eu cred că e de la lumină. Hai că am făcut și o lumină. Trebuie să fie floricele, na. A, da, și... cam întârziat spun chestia asta. Dar vreau să mulțumesc sugestiilor pe care mi le-ați dat. Sper să nu uit în edit. Da, uite, să pun aici niște comentarii. Niște sugesti. Deci să nu uit să pun aici niște sugesti. Sugestii în care mi le-ați dat în videouri precedente de la Let's Play. Mulți dintre voi mi-ați scris o grămadă de idei ce să fac și chestii și sper să nu uit să vi le scriu chiar aici sau câteva secunde mai înapoi. Mai înapoi sau mai înainte? Da, mai înainte, da, nu contează. Da, aici o să trebuiască să... Partod în mână. Iarba înaltă nu mi se pare o chestie proastă făcută, dar mi se pare cam nefolositoare în loc în biomurile astea care n-ai nevoie de iarba înaltă. Adică ar fi culmea să vezi iarba înaltă pe o fâșie de pământ în deșert, în mijlocul pustiului. Adică de unde apă, dacă e doar o bucățică de pământ acolo. În fine, deja s-a făcut zi și norii ăia arată ca dracu. Stați o secundă să vedem. Performance. Trebuie să-mi văd micul frame rate pe care l-am.
Dacă fac chestia asta. FPS stabilization. Reload chunk. Mă, nu știu. Quality. Astea sunt. Ah, uite, clouds off. A, în fine. Bun. Aici trebuie să fac așa. Înțeleg, are efficiency 2 și fortitude 2 la pata asta și ea numai la dirt de ăsta. Face sapă extrem de repede, dar nu și la gres, adică la pământ asta cu iarbă pe el. Adică pf, e tot pământ, frate, ce dracu. Nu înțeleg. Și Leila tocmai a lătrat în casă, da. Acum e noapte și să vă spun, câinele meu stă în casă noaptea, pentru că deja răcoare. Eu dimineața când plec la școală și s-a terminat și timpul, n-are mic, depășim puțin. Credeam că mă sună maica mea să zic să vorbesc mai încet, dar aia nu cred că mă aude acum în momentul ăsta. Și dacă mă întrebați câte ceasul e, de vreme, e abia 11:30. A trebuit să dorm, pentru că trebuie să fiu obișnuit cu orarul de dimineață, știți ce vă. Cred că vă deranjează sunetul. Și pe mine mă deranja, da? Și... na. Leila stă în casă noaptea. E că e frig dimineața. Deci, după cum vedeți, am un câine extrem de răsfățat. Care face numai de capul lui. Și care mă murie dacă nu fac cum vrea el. Și asta e un câine prea deștept ca să trăiască la mine în casă. Da, în fine, glumesc. Nu, sincer, chiar stă în casă. Și pe mine mă întreabă întrebarea asta zilnic, zilnișor. De ce Leila stă în casă? Aoleu, 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 mă, mă chespărică, mă. Hai să organizăm noi asta aici, mă. Ok, am făcut deja o parte din lucruri pe care vreau să le fac, dar off-camera o să încerc să mă ocup de mici, mici detalii. Nu vreau să stric pe aici ambientul deloc. Off-camera o să fac, deci, să vă zic de acum, până astea 10 episoade, până la episodul 58, în astea 10 episoade o să fac așa, filmez ce mi se pare mai important atunci când construiesc sau atunci când fac un lucru și off-camera fac ce durează mai mult și nu am timp să fac în filmare. Deci, în așa fel, o să filmez în așa fel încât să fie bine și pentru mine și pentru voi. Voi vedeți pe scurt tot ce e bine, ce aveți nevoie și eu joc mai bine nefilmând ore și filmând un episod de 20 și 30 de minute maxim, 35-40 maxim, ca să vă arăt ce fac și etc. Dar cred că sunteți deja obișnuiți unii dintre voi, dacă sunteți subscriber noi v-am spus nu uitați să dați pe channel și măcar să vă uitați la primele episoade din Let's Play, măcar primele 20 și după aia nu știu, dar vă recomand să vă uitați, chiar dacă sunt peste 21 de ore de Minecraft Let's Play, vă puteți uita în deascurs. Doamne. Vă puteți, deci m-a speriat câinele meu. Vă puteți uita în decurs de a 21 de ore, deci cam mai bine de 3 săptămâni puteți să vă uitați în continuu la episoade. Așa că dacă sunteți subscriber noi, nu uitați să verificați pe acolo, cum se numește, să verificați primele episoade, să vă uitați dacă vreți la toate, după aia puteți să vă uitați la alte, alea, dacă sunteți subscriber mai vechi. Și vă uitați cam din primele episoade de la Let's Play. Bravo vouă, vă felicit, sunteți mai tari ca aia. Noi, mai zis, mai tari ca aia, subscribe noi. În fine, mă lungesc prea mult. Păi, da, păi cam atât a fost episodul de astăzi. Mulțumesc de vizionare. Nu uitați like, comment, subscribe și ne vedem cu bine la un nou episod din Minecraft Let's Play. Până data viitoare, vreau să mă uit aici sus să mai văd ceva. Până data viitoare, baiem de gheață. Eu am fost Casper și vă salut.